Cum se simte mireasa? Ca să, se simte foarte bine. E ok, sarcina decurge normal, da? Da, decurge bine și este totul conform planului. Petrecerea a avut loc, așa cum spuneam, de această dată departe, nu foarte departe, dar nu în țară. A fost, spre deosebire de celelalte, o petrecere restrânsă. Înțeleg că doar între prieteni, nu? 40-50 de persoane? Nu, foarte, foarte restrânsă. Asta incluzând și la dignitate, părinții, n-am avut decât eu 5 prieteni, ea 5 prieteni. Deci în total, să zicem, vreo 20 maxim? Da. De ce totuși schimbarea asta de optică? Am ales să fie ceva de comun acord cu nașul, am ales să fie ceva discret și petrecerea mare va fi la botezul. La botezul copiilor, corect. Pe care v-ați propus să-l faceți în țară sau tot în străinătate? Asta o să vedem. Dar oricum va fi o petrecere cu toți prietenii și cu toți apropiați. Când ar trebui să se nască gemenii? În februarie. Tu ești la a doua pereche de gemeni. Prima fiind fată și băiat. Da. Acum, cum ți-ai dori? Să fie la fel o pereche mixtă? Aș vrea fete. Reușiți să vă întâlniți cu toți copiii? Da. Împreună? Aveți activități care să vă strângă pe toți la oaltă? Cu rău sau cu durere, cu cei din America mă văd de două ori pe an când dau vacanță. Dar în general mă văd cu toți copiii. Relațiile cu fostele soții sunt ok? Adică, în preajma acestui eveniment ți-au dat vreun mesaj? Presupun că Mihaela ți-a dat. Da. Alina mea, ora casă de piatră, să zic fericite. Văzând în toți anii ăștia în care o mulțime de oameni ajung în spatele gratilor, se întâmplă situații de genul ori sunt părăsiți, ori cei, dacă sunt căsătoriți, ori cele care le-au fost alături au plecat în 7 țări. În cazul vostru, Valentina a rezistat, ți-a fost cumva sprijin. Și aș vrea să te întreb dacă tu acolo ai simțit în vreun moment că ai putea să o pierzi. Din cauza... Nu, n-am simțit în niciun moment că aș putea să o pierd. Din contră, toate problemele și toate greutățile ne-a întărit, ne-a unit și ne-a făcut să trecem peste foarte multe obstacole care le-am și problemele care le-am avut. Ea mi-a fost întotdeauna alături și am fost un întreg, amândoi. Ce are Valentina în plus față de celelalte soții ale tale de tu ești convins că a reușit să te priponeze definitiv? Pentru că am găsit în Valentina... Priponească, nu? Nu numai și soție, și prietena, și parteneră de discuții, de dialog, de... chimie, de tot. Și m-a făcut pentru Valentina. M-am maturizat și eu, altfel văd viața, altfel văd viața la 48 de ani, altfel o vedeam la 30 de ani.